E la mai în față. Pă, și l-am ajuns, frățiorul meu. Opa, a greșit, a greșit. Dă-i mă. Bine, mă! Mamă, de unde am venit din nicăieri? Bravo! Sigur că da, și fără hack. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Astăzi e un episod puțin mai special pentru că, din păcate, știți că la momentul de față sunt hackeri și au apărut hackeri care farmează în continuu la trofei și la coroane. Și avem o persoană alături de care am jucat și bine că am jucat alături de 4 români atunci când am făcut și performanța respectivă de 5v5. Îl avem chiar și acum pe fundal, pe Bogdan. Salut, Bogdane! Salutare, salutare! Din păcate, Bogdan, ce a zis el? De ce ai zis tu, Bogdane? Că nu ai trofele respective ca să intri în top blocaj și să bagi și tu hack-ul, da, nu? Da, să bag și eu 200 coroane să-l fac, atât. Și da, după îl deinstalam, că nu am nevoie chiar așa de multă. 200 de coroane, talpă și de la Frosty, nu? Am văzut că Frosty a apărut din nou pe top local. El luase ban în principiu, nu? Da, luase ban și a făcut talcon și acum iar e top 1. Și culmea este că locul 3 tu nu ești Bogdan, adică nu ești ăsta de aici. Nu, e cineva care a schimbat numele meu. E cineva care se dă drept. Eu am crezut că tu ești, că de asta și te întrebasem. Că am crezut că, bă, te-ai făcut un talcon și că ai revenit cu el. Dar... ce crezi? Că e vreunul care scapă, care bagă hack de coroane pe joc? Eu nu prea cred, că la urmă pe toți îi prinde, știi? Chiar dacă sunt foarte multe persoane, de pe toți are bază de date, așa zic eu. Și cumva afectezi jocul când bagi hack-ul ăsta? Poți să faci rumuri să fie mai proaste, adică, nu știu, poți ca să strici rumuri de oameni, poți să strici distracția, dar coroanele astea nu prea înseamnă prea mult. Da, sunt nesemnificative, exact. Sunt doar așa, ca și cum ar fi ceva photoshopat. Da. Dar până la urmă ăsta te gen atacă jocul, adică te face ceva la fișele jocului de dă ban, da, nu? Da. Aha, deci de asta îi prind și le dă astora ban. Da, îi detectează jocul, are, nu chiar are anticid de pe Steam, știi, că când eu mi-am primit ban, că am fost locat cu Steam, nu m-am primit vag ban pe Steam, știi? Da. Mi-am primit ban de la joc. Deci, și jocul... tu n-ai făcut cu telefon, ai făcut pe Steam? Da, eu am făcut pe Steam. Păi ești nebun și că, cum că ziceau abonații că nu merge pe Steam chestia asta? Merge. Ce ciudățenie, în fine, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să țineți seria asta. Eu am zis să fac episodul ăsta pentru a vă spune că Bogdan, mai ales care a jucat alături de noi, a pățit chestia asta doar încercând. Deci să nu încercați și voi chestia asta pentru că o să primiți bani și nu e fain deloc. Adică până la urmă nu e nicio distracție, doar că faci niște trofee și ajungi aici top local ca să te flexezi. Dar te flexezi cred că pentru o zi, două, trei, probabil ceva de genul ăsta, pentru că e Bogdan amântul de față, l-a luat-o cam de la zero, nu? Nu-i așa, Bogdane? Da. Și acum ce vei face? Adică tu te joci de pe calculator, trebuie să iei din nou emote-urile astea iară. Da, trebuie să fac alcon de Steam, trebuie să mă joc iară 3 luni ca să fac toate emote-urile. Da, asta e problema, că acum trebuie să le iei pe ăsta de inimioară, dar nu-i așa wow ăsta de luat în brațe. După aceea trebuie să le iei la de picior și la de pumn, neapărat. Da. Mamă, dar cât mai are sezonul ăsta, 20 de zile și 19 ore, bă, incredibil așa ceva. Da, păi e bun, hai să intrăm puțin, să jucăm de pe contul secundar, să jucăm amândoi așa, să vedem care dă un win, blană. Oricum, cum ai zis tu mai devreme, skill-ul rămâne în continuare, deci nu o să-l pierzi, asta e clar. Da. Doar că ce ai pierdut este contul cu trofele și coroanele respective și cu emote-urile, asta e cea mai mare pierdere. Da, că trebuie să aștepți mult după că vine un sezon da, la o lună. Da, să aștepți, ca să iei toate emote-urile trebuie să aștepți 2 luni, practic, a treia lună vine emote-ul și poți să le iei din prima zi dacă ai gemul, știi? Da. 2 luni trebuie minim cel puțin ca să aștepți. Da, în fine. Dacă ești pe joc, îți dau codul? Sigur. 29092. Gata. Deci acum Bogdan joacă legit, nu mai are nimic altceva. No hack. Ca dacă cumva sunt străinezi care vin aici, bro, do not use hack because you are ban. Sau you are ban, sau cum se spune pe engleză? Hai că am dat-o și pe engleză, dacă e. N-o scape nimeni. Nu știu, cum se spune în engleză adevărat asta cu noi scăpare? You don't have escape, you can't escape. You don't have escape. You're banned. Nu e bine, bă, nu e bine cu... Bă, am nimerit și eu și am făcut un episod. Probabil că o să apară înaintea episodului ăsta. Am prins un hacker în care modificat, dar culmea era că era român și a schimbat numele în gen... Și-a schimbat numele în Mădălin și-a pus diferite chestii de-astea. Ia uite, eu am emote-ul, nu ai emote, Bogdane? Ezi? Da, nici de în față am ajuns. Am băgat și câțiva bani în contul ăla, știi, dar îmi pare rău. Da? Cât ai băgat? Păi am luat oferta cu specială, 25 de euro, am mai luat aia cu gemurile și stumble, am luat și PES-ul, vreo 50 de euro.
50 de euro când vine, vreo 2 milioane jumate, 25 de lei, cam așa. Da, mi-am vândut skin-uri, că aveam skin-uri pe CSGO, știi, mi le-am vândut și mi-am cumpărat pe jocul ăsta și mi-am luat bani după na. Bă, chiar îmi pare rău, sincer, îmi pare foarte rău. Dar vezi prostia că se plătește cumva, dacă stai să te gândești, știi? Da, păi parcă trebuia cineva să ia bani ca să înveți altă lume, știi? Ca da, să nu ia... da, da. Bine, oricum ce e drept e că emote-urile și toată treaba asta le faci ușor dacă e oferta aia de gemuri la început, știi? Adică faci rost de gemurile, dar cred că de vreun 10 euro te-ai scăpat lejer de toate emote-urile. Mai ales că sunt și turneele și poți să mă joc la turnee. Da, exact, exact. Numai că am un pic de skill, n-am. Te joci tu la turnee, dar ai văzut că fără emote-uri ești cam zero dacă nu ai emote-uri, adică... Am văzut. Asta e cam mai urea, știi? Am tot cerut la Valen să bagi la turnee, dar parcă văd că bag acum când am emote. Da, exact. Ia uite-mă ce am făcut aici. Hai că măcar am reușit să mă redresez. Știi care e șansa ta să bagi un turneu la Valen fără emote-uri? Da, atunci chiar poate am o șansă. Dacă a băgat șef. Hai. O să încerc eu aici să te ajut și să-i dau pe ăștia jos cu tine. Gen, să te ajut și să rămânem noi ultimii. Ar fi fain, să dea un bloc, deci. Da, 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 exact. Uite mă, Bogdan e pe al doilea. Bă, Bogdan e venit nicăieri. Unde merge? Mergem pe centru? Hai, pe centru. Ok, chiar am nimerit-o pe centru, la fix. Ia uite ce amigo am dat. Ok, 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 bine, bine, ia să vedem finala. Cât ping ai acum? 30. Da, și eu am la fel, un 37, 35, cam așa. Am încercat să fac setări, nu prea mi-a reușit, nu, cred că e vorba de servere, de ceva de genul ăsta, să ai ping mic. Da, nu știu. N-ai. În fine, oricum, mare parte episodul ăsta l-am făcut ca să mai și jucăm și să vă spunem că să nu folosiți bani, să nu folosiți hack pentru că o să luați bani și să nu riscați, să nu vă riscați conturile, să vă luați după unul și după altul. Dacă aia cu nume e legită toată treaba, asta cu hack-uri nu e legită, adică nu acceptă. Da. Că și eu cu nume, când am întrebat prima dată, am întrebat ce gen... Aolo, de ce a stat atât de mult pe boartă, bro? Cred că am pierdut. Fa, păcat, Mădăline. Ia uite, bă. Am pierdut win-ul, Bogdane. Poți să faci win-ul? Cred că da, de unul aici. Cred că are mode. Eu nu mai am șanse ca să revin. Am făcut o greșeală imensă. Ați ajuns? El mai în față. Pă, și l-am ajuns, frățiorul meu. Opa, greșit, greșit. Dă-i mode. Bine, mă! Mamă, de unde am venit din nicăieri? Bravo! Sigur că da, și fără hack. Bine de tot, bine, bine, bine. Hai să mai dăm încă un meci, că e păcat. Să schimb și skin-ul. N-ai prea multe skin-uri, nu, pe contul ăsta? Nu, cred că am vreo 5. Mi-a picat de la Battle Pass. Ia uite, mi s-a băguit iară jocul. Ce naiba mi s-a... Gen, mi-a rămas la Reconnecting Party, trebuie să dau restart. Și am revenit cu restartul, dăm create aici să facem un alt party. Deci codul este 11913. Sunt aici, prezent. Da, așa că nu te văd, gata, te-am văzut, e perfect, îi dăm drumul. Dar ce greu ne caută oameni, bă, da, chiar și la categoria asta noastră, gen, ne dă boți. Da, poți apăi space ca să te bage mai rapid. Da, dacă apăi space ne bagă mai rapid? What? Da. Și cum? Ce se întâmplă dacă am dat space? Practic ăștia sunt boți. Ne-a băgat acum cu boți, de aia. Și dacă dai space, nu știu ce se întâmplă, dar practic dai skip la animație, știi? Lol, bă, nu știam asta. Aha, m-a lovit Bila. Wow. E ciudată, Roma, păi să uite-mă ce mă lovește Bila. Bă, dă încolo de Bila! Deci caut ceva, aim. Nu mai pe mine, frate. Da, zici că te găsește automat pe tine și dă în tine Bila. Da, da. E ciudată rău câteodată. Da, exact cum vorbisem noi mai devreme, ar fi ciudat rău pentru cei care au folosit modul ăla de block dash să-i baneze acum pe toți. Îți dai seama la cât s-au folosit și cât folosesc în momentul de față. Cred că sunt mulți, nu? Cred că jumate din joc. Da, păi acolo... Dacă mergi acum de o match, e full lobby-ul, știi? Mereu. Da, că asta e problema, că nu sunt boss, sunt playeri adevărați care joacă acolo pe server. Da, da, da.
playeri mai competitivi decât ceilalți, știi, care vor să se antreneze, să dea astea. Da, frate, am văzut că e tryhard mare și culmea e că, da, la ambele game mode-uri și la emo și la fără emo sunt oameni sau doar la unul? Da, da, da. La amândouă, full, la orice te bage full acolo. Păi mai bine să joci la fără emote. Da, mai bine că dacă dai emote. Ca așa cu emote la ce înghesuiale la 32 de oameni e cam jale. Da, și la 10 ai văzut că ne-aș ca la turneu. Băi, da, e nebunie, da, barem la 32 toți cu emote-uri. Uite ce-i sări Bogdane dacă te-ai cam dus. Mă dau asta la pumca să pici. Ok. Ia să-i dau asta pum. Să vedem care mai e bună. Eu trebuie pe ăsta pe liubjica asta. Bă, dar te-ai dus, Bogdane. Ok, hai că am găsit-o. Bravo. Hai că vin și eu din urmă. Încerc să mai dau asta la pum, dar degeaba, e perfect. Uite ce dă bully. Cât suntem? Deci suntem așa, 3, 4, 5. Wow! Ce cât a pumnul, bă, băiatule, bă! De asta să dai și pe blog, deci la turneu. Haide să trecem. Mamă, deci nu s-a calificat ăla căruia i-am dat eu pum. Săracu. Ia să vedem ce finală ne dă. E faină chestia asta că dacă te duci din zbor și dai pumnul, îți dă mai mare knockback. Da, și dacă îi dai dash, double jump. Da. Ua, avem o nouă mapă. Era fain dacă ne dădea mapă de asta de lava, dar mai testăm după aceea încă un match. Să ne dea lava lane sau block dash sau whatever orice altceva. Da. Mamă, dar ce bine te-a spawnat. Brodere Bogdanei. Hai că în semn de respect nu folosesc nici emote-uri. S-a dus Bogdan bine zrău de tot. Aici dacă ți-aș da emote te-aș lua rău de tot. What? Ce tactică e asta, Bogdanelu? Tactică super mega ultra. Și... Am vrut să te fac aici. Nu mi s-a dat mie piciorul la șustă. GG, bă, 1-1 cu Bogdan, dar am fost acolo, bine, eu am pierdut și timp la început, că am fost pe stânga poziționat. Da, oricum. Oare poți să faci performanța de pe stânga față de unul bun de pe dreapta, de se spawnează? Poți, da. Sunt mai multe tactici, știi? A, da. Adică poți să mergi din start, ori poți să mergi atunci când ești în moala aia, când ești în laștină, știi? Uh-huh. Poți să mergi în dreapta și se spawnează o piatră mereu, în mijloc. Da, ai dreptate. Am zis că facem cu cei mai buni români diferite tactici ca să le spunem abonaților cum poți să devii mai bun. Vedem, să sperăm că în finala asta măcar ne va da și nouă. Ne va iar da ceva. Asta. Da, se repetă mult mapele, dar de n-ar fi turnele pe jocul ăsta ar fi moarte jocul, adică ar fi rupere. Plictisitor, da, da. Uite câți boți. Emote-ul forținii. Vezi dacă n-ai emot Bogdanele. Vezi ce karma zi acum. Dacă n-ai emot Bogdanele, te-ai dus? Tun, 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 tun. Ia să vedem găina de Bogdanel. Aha. Te-am luat, nu? Știe să ferească Bogdanelul. Mamă, uite cum vin, haide să trecem. Mamă, zic că e raid. M-a venit toți în același timp. Mamă, dar toți cu Stumble Guy se nume. Clar să boți că ăștia care au Stumble. Ai văzut ce troll am făcut la botul ăla? Mamă, echipe, no way. Aici cred că ori eu, ori tu. Nu cred că ești cu mine în echipă? Nu sunt. Dar uite cum caută jocul automat să nu fii în echipă. Aici am nimerit de niște boss care mi-au dat autogol. Aia, ce vreau să încerci, ne? Am vrut să-l dau o șustă. O halunecari. Am dat niște boss care îmi dădea autogol, gen. Odată. Ia să vedem. Yeah, poate intră mingea asta? Sigur? Bă, da. Nu. A intrat una! Cred că mă duc portar, mâncați. Și nu, nu te cred că ne dau și nouă gol. Bine. Cred că mă duc portar. Da, poți eu portar? Mamă, păi toate mingile la noi, mă, cred că o să fie nebunie.
Uite la Stumble Guy asta, se duce cu ea în poartă. Du-te, bă, copile. Încă un gol. Bă, Bogdanele, bă, te facem. Ia uite, și-a dat la autogol, ți-a mai dat un gol. Botul tău. De autogol. Botul tău a fost de vină. Ți-am zis că numai dăște dau. 3 la 1 scorul. Oricum, bătălia e între noi, că ăștia clar sunt numai boys, nu cred că e vreun player. Da, e normal. Opa, un gol. Hai și pe ăsta. Nu, ne-a dat gol. Opa. Bă, stai puțin, nu mai înțeleg nimic. A primit un gol fix când... Nu, încă unul. A, pierdut, da. A, pierdut, da. Bă, nu mai înțelegeam nimic, că nu știam ce se întâmplă. Am crezut că la un moment dat o să ne bateți. Păi Bogdan, îți dai seama că o să fie win la ce noble sunt ăștia aici. Da. Dacă tu ai fost în echipa adversară, o șansă să fii tu în echipa mea. GG, GG oricum. Da, GG. E ciudat, e ciudată treaba. Ia să vedem cine dă în finală. Măcar să dea ceva race ca să nu, să nu fie regretat. Ah, ok, ne-a dat race. Era iurea dacă era la Valind, dar nu prea mai prins la Valind așa mult în ultimul timp. Da, a zis că la început prindeai, l-am continuu, știi? Au scos șansele? Da, le-au scos, 100%. Pe la început a anunțat pe Discord, Bașcă, la, nu știu, developerul, știi, că șanse 90% să spice la Valind când s-a băgat. M-a hopat? Bă, ce naiba, mă? Cum le-au scos, nu mai e pică la Valind foarte, foarte mult timp. Era bine atunci la început. Da, m-a căzut, probabil le-au scos că au zis și playerii, bă, nu ne place că n-avem pumn, nu știi, sau... Oricum e incorrect la Valendo aici, nebun. Dacă ai prins un pumn, te-ai dus. Ia uite-mă ce-am făcut. Da. What? Ia uite-am sărit pe aici. A, nu pot să sar pe acolo. Ei, zi, ui, nu se punea problema. Sunt ăștia la kilometri distanță. Ia uite, nici nu-i văd. Doamne. Da, măcar am făcut unii. Deci, Bogdane, am 2-1. Te-am bătut. Da, până la urmă episodul ăsta l-am făcut doar ca să vă spunem ce s-a întâmplat și că să nu folosiți hack. Nu știu dacă o să folosesc și eu prea curând modul ăla de, zic, de block dash, pentru că e posibil acum să fie o nebunie totală, adică să fie un carambol din ăsta, încă să nu mai știe ăștia de la Stumbleguys care e hack-ul real sau care e ăla cu servere private și așa mai departe. Mie să nu afecteze treaba asta. Dar în fine, vedem pe viitor, poate fac un cost secundar legat de treaba asta. Mersi mult, Bogdane, pentru că ai venit aici și mersi mult pentru că ai jucat. Îmi pare rău, dar posibil să revii, adică skill-ul n-ai cum să ți-l pierzi, asta e clar. Hai. Da, da. În fine, toate cele bune, pa, pa! Subscribe! Subscribe!